bucur să salut toți iubitorii de muzică clasică de aici, de acasă și de peste hotare. Înțeleg că acest eveniment este primul dintr-un șir de evenimente care se vor desfășura aici, evenimente culturale și turistice, și vreau să vă felicit pentru această inițiativă. Noi avem artiști deosebiți care pot să atragă și să convingă prin arta lor, și sarcina noastră ca administratori a domeniului, să zic așa, este de a crea aceste condiții în care să se regăsească trei elemente importante: componenta artistică, componenta financiară și componenta comunitară. O operă de Butuceni, asta nu înseamnă taman muzică clasică sau operă. Asta e și o sculptură în lemn și în piatră și, și o pictură și orice. Vom face școli de arte diferite, vom face școli de așa de canto, de muzică. Credeți-mă că aici, în liniștea asta și în tot ce se întâmplă, e cu totul alt suflet oameni. Se trezește o cultură în ei, se trezește o dorință de a face ceva frumos. Treptat, ideea este ca această scenă permanentă să fie acoperită în timp și să fie dotată cu lumină și sunet, pentru ca să avem aici artiști de la tineri studenți care învață la Academia de Arte și își croiesc o carieră în acest domeniu, până la artiști consacrați. Da, am început cu muzica clasică, dar vedem aici tot felul de concerte, evenimente, tabere artistico-culturale. Cred că este un proiect extraordinar pentru țara noastră, pentru a arăta nu doar locurile frumoase, dar și faptul că noi susținem arta, cultura și ea există la noi în țară. We're supporting the creative industries in Moldova, which has fantastic opportunity, is creating jobs in Moldova, is creating prosperity for Moldova. So for the UK, it's a win-win. We have culture and we have a creative, thriving industry for Moldovan people to work in. I think that there's lots of opportunities for tourism and culture here in Moldova. For me, I'm here 10 months now, and I think this is a beautiful country. Mă simt acasă aici, in Moldova. Am primit plăcerea să-mi petrec timpul, pentru că, desigur, e o ocazie ca să ieși în lume cu familia ta, cu prietenii tăi, să respir aer curat, să-mi aduc aminte de țară, de bunei și totodată să ascult muzică frumoasă, muzică pe care nu o auzi în fiecare zi la radio. Să știți că nu stau în Moldova. Când mă plimbam, am simțit o conexiune foarte mare cu Moldova și mai ales opera și atmosfera din seara asta a amplificat Acest sentiment pentru mine. Acest eveniment a fost foarte bun organizat, în special scena și împrejurimile au fost foarte frumoase.